14 ani, vă dați seama. Da. Dă-l măsa pe Corneliu. Bine, dă-l măsa pe Corneliu, păi să-mi strice mie viața. Nu există așa ceva. Cum? Separare. Nu se poate, cum se gândi? Cum? În ultimul an, în clasa 4-a, la școala centrală, a venit fata cea mică a lui Gheorghiu, deja cum astăzi niște amănunte. La ora de franceză, când a întrebat-o profesoara noastră, d'où viens-tu, ma petite? Ea a zis, Gheorghiu, deci Constanța. N-a înțeles. A stat câteva zile și a plecat, că a zis că nu poate să stea la o școală de plină de burghezi. Și a plecat la nu știu... Ei au venit cu lecția învățată și au aplicat-o pas cu pas, vorba lui președintele. Și nu v-a înspăimântat această nu. Poveste? Și știți de ce? Nu. Iar încep acum să vorbesc pro domo. Am avut o mamă formidabilă, extraordinară. Dacă îndrăzneam să ne văietăm de ceva, zicea, de ce te vaiți, dragă? Că ție este bine că ai cerul liber deasupra ta. Gândește-te la Cornel, care nu l-a văzut de câți ani erau atunci. Nu aveam voie să ne văietăm. Nu aveam. Mama așa, fantastic a fost. Da. Acum nu vi se pare că e mai rău ca oricând? Nu mai pot să mai ascult nimica, nu mai cred în nimica, decât totuși în viitorul României. Nu se poate să moară, nu se poate. E prea mult sacrificiu la baza României ca să piară așa. Ridicol de îngropată de netoții ăștia. Nu vă uitați la Dragnea ăsta. Cum a ajuns ăsta să țină în mână o țară? Ai lui, ai securiște ai lui, PSD-și ce-or fi. Vin și fac scrisoare și pun încet încet să retrag. Înseamnă că are la mână cu ceva, înseamnă că toți sunt murdăriți cu afaceri necurate. Există explicația asta.